Stăpâne, mă îndurat, Doamne, Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, care la Sfinților Tăcini și Apostoli, cheile Părinței Cerului, după Sfântă Învierea Ta, care a trăiat zi cu hartele de care a delegat și îți legat cu cartele oamenilor, ca să fie legat și în cer, te rădești pe Domnul sau legat și așa să fie legat și în cer. Te rădești pe Domnul sau legat și așa să ne spus Tata Evrei, Doamne, din și pe noi să ne iei cine vrei din cior tăi. Veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică lor pomenire. Și cu lor, Doamne, veșnică pomenire. Domnul profesor Mihalae, decan de vârstă de acum al colegilor din cancelarie, vrea să rostească un mic discurs ca omagiu pentru temeilor. Domnilor invitați, dragii mei, vreau să aduc un mic odeat, un mic omagiu lui Gheorghe de Roșca Codreanu. În numele preasfintei trăimii a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, bolnav, dar într-o întregime a minții, am hotărât să fac această dată, viață, adică testament, pentru averea mea mișcătoare și nemișcătoare. Așa începe testamentul fondatorului școlii noastre. Vă dați seama că școala noastră este făcută în numele preasfintei trăimii și că este un mare dar de la Dumnezeu pentru oamenii de emoșiile boierului Gheorghe Roșca Codreanu. Un popor nu are identitate proprie în absența unei mitologii care îi validează convingerile, mentalitățile și eroii, propunându-i unicitatea în fața lumii. Istoricul Lucian Boia făcea această afirmație într-una dintre cărțile sale și mi-am gândit că ea se verifică și în alte contexte de anvergură diferită. Schimbând perspectiva și particularizând, consider că aceeași lege funcționează și în cazul nostru, ca instituție, cu o tradiție confirmată de-a lungul celor 170 de ani. Avem invitați, așa cum am spus, din mai multe domenii. Dar în fruntea orașului nostru se află domnul primar, domnul primar Borâș, care a venit astăzi în mod special să ne adreseze un cuvânt de bun găsit și îl invit cu tot dragul să ne transmită mesajul dumnealui. Mulțumesc! Mulțumesc! Stimați invitați, domnilor profesori, dragi elevi, sunt onorat, bucuros și mândru în același timp că astăzi, când dumneavoastră sărbătoriți 170 de ani de la deschiderea acestui lăcaș de învățământ, sunt alături de dumneavoastră. Nu cred că este bârlăpean să nu fie mândru cu această instituție de învățământ, chiar dacă nu toți am învățat la Colegiul Național Gheorghe Roșca Codreanu. Pot spune, cred, fără să greșesc, că istoria învățământului pârlădean se împletește frumos cu istoria familiei Codreanu. Când spun acest lucru, mă gândesc la cei doi frați, Nicolae și Gheorghe Roșca Codreanu. Nicolae a fost cel care a înființat prima școală de fete din Bârlad, iar Gheorghe Roșca Codreanu a dispus prin testamentul său înființarea unei școli pentru 100 de elevi aici, la Bârlad. Generații întregi s-au perindat pe aceste holuri, prin aceste sări. Generații care au influențat învățământul românesc, știința, cultura și arta. Generații de care suntem mândri și noi cei de astăzi. Obligația generației de astăzi este de a aduce mai departe această istorie frumoasă a Colegiului Național Gheorghe Roșca Codreanu. La acest aniversar sunt alături de dumneavoastră și mă bucur că trăiesc aceste momente și vă spun din tot sufletul și cu toată deschiderea, la mulți ani, stimați invitați, la mulți ani, domnilor profesori, la mulți ani, dragi elevi. În numele meu, ca primar, dar și în numele Consiliului Local, vă asigur de tot sprijinul nostru în desfășurarea în condiții bune a procesului de învățământ. La mulți ani încă o dată și Doamne ajută! Mulțumim, domnul primar, pentru cuvintele frumoase și îndemnările pe care ne le-a adresat.
Am să rog pe doamna inspector de specialitate din Ministerul Educației, doamna Anușa Dumitriu, invitata noastră de astăzi, cu drag o primesc și o primim de fiecare dată, dar astăzi este un moment special, să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua, onorate gazde! Bună ziua, vă salut cu drag, stimați invitați! Mă bucur și sunt extrem de emoționată să particip la această frumoasă sărbătoare. De la încheierea liceului, cred că este prima sărbătoare de o asemenea anvergură la care sunt invitată și mă bucur că pot participa. Ocazie cu care mulțumesc gazdelor de la liceul Codreanu și de la inspectoratul școlar pentru invitație și îi felicit pentru inițiativa de a organiza un asemenea eveniment. Dumneavoastră, stimați invitați, vă adresez mesajul meu de recunoștință față de tot ceea ce înseamnă dascăli care au slujit în diferite generații pe care le cunosc sau pe care nu le cunosc, au slujit cu dedicare și cu profesionalism această instituție. Aveți în dumneavoastră, în fața dumneavoastră, un fost elev care a terminat cu mulți, mulți ani Liceul Codreanu și care cu mândrie afirmă că a făcut la Liceul Codreanu o școală de excepție care l-a ajutat să-și croiască un drum drept în viață. Mă înclin cu respect în fața tuturor dascălilor care au slujit și slujesc în continuare acest liceu și îi felicit cu ocazia acestui eveniment. În final, aș vrea să îmi permiteți să mă fac mesagerul instituției pe care o reprezint și să o rog pe doamna director să vină aproape de mine pentru a îi înmâna o diplomă de excelență semnată de domnul ministru al educației cu ocazia sărbătoririi a 170 de ani. Felicitări, doamna director, mulți ani tuturor celor prezenți și celor care sunt prezenți cu gândurile alături de codreniști. Mulțumesc!